Ai denunțat un caz de corupție sau o altă încălcare din structura în care activezi? Ești sigur că această ilegalitate afectează interesul public? Dezvăluirea ta poate fi considerată avertizare de integritate, iar Oficiul Avocatului Poporului este instituția care îți acordă protecție. Dacă ai ales să depui o cerere de protecție, o poți face online prin intermediul unei rubrici speciale de pe site-ul ombudsman.md. Platforma poate fi accesată atât de la calculator, cât și de pe dispozitivele mobile. Vei completa câteva câmpuri obligatorii cu datele tale personale, după care vei descrie faptele și circumstanțele practicii ilegale, adică ce anume s-a întâmplat, care au fost acțiunile tale și ce dezvăluire ai făcut. Bifează cum anume ai făcut dezvăluirea, extern, intern sau prin intermediul mass media. Indică în ce fel s-au manifestat acțiunile de răzbunare, amenințări, hărțuire, refuz la instruire sau prin alte modalități listate aici. Încearcă să indici detalii și fapte cât mai concrete. Nu uita să arăți și din partea cui vin amenințările, a angajatorului sau alte persoane și să lași datele de contact ale răzbunătorului. În cazul în care răzbunarea vine din partea unei alte persoane, scrie dacă angajatorul a întreprins sau nu măsuri de protecție și indică în ce au constat aceste măsuri. La cererea ta poți atașa și documente pe care le consideri relevante pentru examinarea cererii de protecție. După ce ai completat toate câmpurile obligatorii marcate cu asterisc și ți-ai exprimat acordul pentru prelucrarea datelor personale, apasă butonul Trimite. Cererea ta va fi examinat în decurs de cel mult 10 zile de Avocatul Poporului, urmând să fii informat oficial despre decizia acestuia. Avocatul Poporului va decide cum să intervine în fiecare caz concret în funcție de circumstanțe, fie să recomande angajatorului să înceteze intimidările și refuierile față de avertizorii de integritate, fie să reprezinte interesele lor în instanță. De asemenea, Avocatul Poporului poate depune concluzii sau opinii pe cauzele cu implicare avertizorilor de integritate, care se află deja pe rol. Avertizorii de integritate pot solicita protecția Oficiului Avocatului Poporului și prin poștă electronică. ombudsman@ombudsman.md sau la numărul de telefon +373 630 2657. Campanie desfășurată de PNUD și Oficiul Avocatului Poporului cu sprijinul financiar al Ministerului de Externe al Norvegiei.